În Târgoviște au fost scoase la vânzare 560 de locuințe ANL, însă, din cauza prețului mult prea mare, a posibilităților financiare reduse pe care le-au chiriașii, dar mai ales din cauza raportului dintre calitate și preț, s-au găsit doar 13 cumpărători. Ceilalți chiriași, forțați de împrejurări, plătesc în continuare între 200 și 400 de lei lunar. Eu consider că e un preț foarte mare pentru posibilitatea locuitorilor municipiului Târgoviște. Acest preț s-a făcut pe țară. Deci cei din București, municipiul București, au vândut la ora actuală, cred că peste 60% de numărul de apartamente, deoarece prețul este foarte confortabil pentru ei. Dar în provincie, vă dați seama, la 411 euro metru pătrat, la suprafețe care variază între 40-60 de metri pătrați, ajunge undeva la între 25.000 de euro și 30.000 de euro, care cel care vrea să-l cumpere trebuie să plătească banii jos. Acestea era prețul la care erau puse la vânzare până acum locuințele ANL, pentru că de luna aceasta metrul pătrat a scăzut la 325 de euro. Și nu este singura veste bună pentru chiriașii care ar putea să devină proprietari mult mai ușor. Guvernul a lansat procedura de cumpărare a acestor locuințe prin programul Prima Casă. Posibilii cumpărători beneficiază anul acesta de un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei pentru contractarea de credite prin acest program. Singura problemă care rămâne ar fi aceea că plata către primărie trebuie făcută cu toți banii odată. Titularii contractelor de închiriere pot cumpăra locuința după primul an de chirie. În acest sens, ei trebuie să adreseze o cerere autorităților locale, în administrarea cărora se află imobilele.